O explozie s-a produs miercuri seară la o conductă de gaz din apropierea centurii ocolitoare a municipiului Rădăuți spre Dornești. În zona au avut loc în cursul dimineții lucrări pentru golirea unei conducte de gaz metan, motiv pentru care traficul rutier a fost întrerupt timp de câteva ore. În urma exploziei, doi muncitori au fost răniți. În cel mai scurt timp, pompierii militari de la detașamentul Rădăuți, o ambulanță SMURD și două echipaje ale serviciului de ambulanță județean Suceava au intervenit la fața locului. Victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. Unul dintre muncitori se află în stare gravă. Seara asta a avut loc o cuplare de gaze naturale și a fost făcută prima etapă, a fost închisă, urmând ca să fie închiderea etapei finale. Mai pe înțelesul tuturor. S-a racordat devierea de conductă care a fost necesară pentru centura Rădăuțului. Și astăzi a fost cuplarea de deviere. Prima etapă a fost încheiată și astăzi, în momentul acesta, urmând să fie ultima cuplare de închis. Din zestrea de gaz de pe conductă a avut loc o refulare care a făcut o flacără mai mare și a accidentat acest om. Așa, victimele, ce s-a întâmplat? Victimele le-au fost preluate de salvare, au plecat spre spitalul de județean Suceava. În stare gravă amândouă sau cum? Nu, una este în stare puțin mai gravă, una într-o stare ușoară. Nu vom avea grijă imediat de ele să fie tratat la cel mai înalt nivel. Dacă e nevoie, era unul dintre cei mai mulți muncitori ai noștri, cu multă experiență în această activitate. În vârstă sau? 51 de ani.